Palatul Administrativ din Suceava a găzduit marți 10 iulie conferința de presă prilejuită de finalizarea proiectului Mănăstirea Arbore, izvor de legendă și tradiție bucovineană, derulat prin Fundația Renașterea Bucovineană în cadrul programului operațional regional 2007-2013, axa prioritară 5, dezvoltarea durabilă și dezvoltarea turismului, domeniul major de intervenție 5.3, promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică. Că tocmai s-a finalizat proiectul de promovare turistică Mănăstirea Arbore, izvor de legendă și tradiție bucovineană. Un proiect care trebuia să fie de vreo 200.000 de euro și care, în final, valoarea totală este de 645.455 de lei și 0,3 bănuți. De ce? Au mai căzut bani prin voia Ministerului în stânga și în dreapta. Ar trebui să încep cu cuvinte frumoase să spun, dar ca să știe și presa din Suceava și poate doritorii pentru următoarea posteritate până la viitoarele glaciațiuni, acest proiect de promovare turistică am semnat pentru noi, pentru Fundația Renașterea Bucovineană, șansa unei noi nașteri. Valoarea totală a proiectului a fost de aproximativ 650.000 de lei. Banii au fost cheltuiți pentru realizarea unui site și tipărirea unor pliante, vederi, calendare, mape de prezentare, semne de carte și albume foto. S-au încercat de-a lungul timpului o promovare care a fost timidă a Bisericii Luca Arbore, dar acum această promovare și acest proiect, și mulțumesc maestrului Lazar pentru sprijinul acordat și fundației, a fost o promovare puternică, o promovare cu impact enorm asupra tuturor locuitorilor din țara noastră și de peste hotare. La expoziția, la manifestarea care am avut-o la Rome Expo, au fost mulți străini care s-au interesat de această biserică. Biserica Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul din Arbore, cunoscută și ca Biserica Arbore, deși nu este singura biserică din localitate, este o biserică ortodoxă construită în anul 1503 în satul Arbore, de hatmanul Luca Arbore. Ea se remarcă prin pictura murală exterioară. Mănăstirea Arbore, izvor de legendă și tradiție bucovineană, este pentru noi un proiect care conduce la o nouă perspectivă și o nouă relansare a turismului și a oamenilor care iubesc și natura, dar și arta, a cărei urmași suntem acum. Eu am avut și eu ocazia, fiindcă viața m-a dus pe Comănești, o comună unde se învecinează cu comuna Arbore, și de mai multe ori am văzut situl și am văzut zona Arbore. În anul 1993, Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură, UNESCO, a inclus Biserica Arbore împreună cu alte 6 biserici din nordul Moldovei, Humor, Moldovița, Pătrăvuți, Probota, Suceava, Sfântul Ioan cel Nou și Voroneț, pe lista Patrimoniului Cultural Mondial, în grupul bisericilor pictate din nordul Moldovei. Ansamblul Bisericii Arbore a fost inclus pe lista monumentelor istorice din județ din anul 2004.